Sânia autorem, agricultorilor, dragi prieteni, căci cei mai înverșunați susținători ai acestora, susținători pe când erau în opoziție, cei drept, i-au lăsat de izbeliște, iar acum, din mâna Moscovei, participanți la războiul hibrid, anti-europeni și alte inepții pasiste, fermierii nu sunt scoși. De data asta, fermierii au ieșit la proteste ceva mai dure decât de obicei, blocând punctele vamale. Oamenii s-au inspirat de la frații români, de la cei polonezi, într-un cuvânt, de la toată Uniunea Europeană. Iar acolo ei nu sunt blamați și acuzați că ar face jocuri străine intereselor propriei țări. Acolo ei au protestat așa cum la noi nu s-a protestat niciodată și într-un final au fost auziți și problemele lor, în mare parte, au fost sau urmează a fi soluționate. Iar la noi se insistă pe prostie, deoarece fudulia celor de la putere e fără limite. Ei chiar îi cred proști pe toți și merg pe ideea, da, e rău, da, e greu, da, totul de-a naibă, nu, nu avem bani să vă dăm, răbdați, munciți, falimentați, plecați, dar la alegeri oricum pe noi ne veți vota, căci nu aveți alternative. Dragă PAS, chiar așa crezi din inimă? Chiar crezi că iarăși se va merge ca în strung și veți fi votați masiv? La ce temperatură e în societate, teama mea este că te joci nu doar cu focul, dar chiar cu propria soartă politică. În același timp, eu înțeleg pe cei de sus. Ei își angajează companii care manipulează cifrele de pe rețele de socializare, își dau like unul altuia, zeci de mii de conturi false scriu bravo, ura, trăiască, jos toți în afară din noi și la un moment dat ei încep să creadă în propria minciună, chiar se lefă în asta. Agricultorii au spus-o clar, nu mai avem ce discuta cu ministrul Bolea, deoarece minte și manipulează de când e șef peste agricultori. Creează comisii, după care mai creează una, ține niște lecții de română a la Marian Lupu. Când îl asculți, sună bine, dar dacă înșiri totul pe o foaie și aștepți ceva concret, păi concret e doar un zero. Au lăsat fermierii de la ei și s-au întâlnit iarăși cu ministrul, dar întrevederea a durat 15 minute. Oamenii s-au ridicat și l-au lăsat în sală cu poliția pe care și-a adus-o pentru a proteja pe el și câțiva membri ai PAS-ului. Nu mai hotărăsc nimic deja dumneavoastră. Vladimir Bolea însă o ținea una și bună. V-am dat bani. Vă ajutăm cum nu v-a ajutat nimeni în toată istoria omenirii, nici înainte și nici în timpul ierii noastre. Noi, cei din PAS, vă dăm tot ce vreți și ce poftiți. Ce tulburi mințele și freși menta continuu ca lumea să o duce în eroare. Ce expresie avea Vladimir Bolea când era deputat și sistematic avem întâlniri la dânsul în birou? Nu e așa. Ei băieți, să nu credeți niciodată politicienii. Mai mincinoși ca dânșii nu-i nimeni. Adă-ți un birou asta, vă spune. Și acază va ieța că e drept. Fermierii au spus-o clar. Vor să se vadă cu cineva care decide ceva în țara asta. Fie Maia Sandu, fie Dorin Rician, fie măcar Igor Grosu. Dar pentru că ultimul crede că e mare șef și tare important, cu test deschis i-a trimis la plimbare pe agricultori. Sau cu Bolea, vă vedeți, sau cu nimeni și să nu mai aud nimic. Vor să se întâlnească cu dumneavoastră și cu Maia Sandu. Vor trebui să se întâlnească cu ministrul Bolea, pentru că este ministrul nostru în care noi avem încredere și ministrul ăsta a făcut foarte mult și face foarte mult pentru agricultură. Și aceea, de aceea, dacă nu vă veți întâlni dacă vrei cu adevărat să discuți într-un cadru civilizat, oficial, cu reprezentantul executivului și pe acest domeniu reprezentantul executivului este domnul Bolea Vladimir, ministrul agriculturii, să fie amabil, să discute. Fermierii noștri încă stare amabile, domnule Grosu, și sincer spre o deosebire de dumneavoastră, care le-ați promis că veniți la Cahul să vă vedeți cu ei în locul lui Vladimir Bolea, dar în ajun de întâlnire le-ați transmis că nu mai veniți nici azi, nici mâine, nici poimâine, deoarece cică nu aveți timp. Să ajungi tu cu 63 de deputați în Parlament și în 3 ani de zile cu toată puterea în stat, să te latri fiecare câine la drum și să nu ai tu acel Grosu care venea la Căușeni, care mergea la Varnița, care doamna președinte se ducea la Telenești, care Bolea se ducea pe la Basarabeasca, că acolo în sat la el n-au ochi să-l vadă oamenii. Grosu la Cahul
l-au invitat vecinii lui, băștinașii lui din sat, de la dânsul, l-au invitat. Acum l-au invitat. Și el a șters picioarele de ei. Ca să ajungi să-ți fie frică după să discuți, să discuți public. Noi asta, iată, vama Leușenii blocată pentru că noi nu se dorește să discuți public. Iată, o întâlnire publică transmisă direct, să vadă și cei din diasporă întrebările noastre, să vadă răspunsurile, să le argumentăm. Iar noi nu suntem foarte siguri că ei se tem de agricultori, că au pază de corp suficientă. Noi începem să credem că lor pur și simplu nu le mai pasă de fermieri și au dat mână cu monopoliști și importatorii mari de produse agroalimentare. Eu spun, noi am avut întâlniri cu doamna președinte, care a zis că, citez, cum avem majoritate parlamentară, guvern funcțional, agricultura o să înflorească, o să aveți tot suportul. Ca să treacă 3 ani de zile, cu greu am intrat eu ultima dată la doamna președinte, că eu sunt categoric și vreau să intru să fie tot transmis direct. Ca să nu zic cineva că bem cafea. Iarăși o citesc pe doamna președinte. Eu nu mai sunt sigură că agricultura este ramură prioritară în Republica Moldova. Iar pe timpuri când erau în opoziție, cei din PAS aproape că leșinau de dragul agricultorilor. Împingeau tractoarele spre intrare în Parlament, dansau hore cu fermieri în piața mare a adunării naționale și, cel mai important, le promiteau multe acțiuni dulci. Este o legendă la Chișinău conform căreia în vara sau în primăvara lui 2021, după protestele din 2020, în ajun de alegerile parlamentare anticipate, cei din conducerea PAS-ului, fiindu-vă recunoscători pentru susținerea pe care le-ați acordat-o la prezidențiale, protestele, v-au promis câteva locuri în lista electorală a PAS-ului pentru anticipatele deci din 2021. Aceeași legendă spune că la un moment dat n-a mai ajuns niciunul dintre voi să fie partea listei și a zis că noi cum preluăm guvernarea, voi vă selectați o candidatură pentru a fi ministru al agriculturii. După care au preluat guvernarea, au zis că băi, nu vă supărați, nu vă dăm funcția de ministru, vă dăm secretari. Până la urmă nu vă dau nici secretari din cadrul Ministerului Agriculturii. Asta e o minciună sau asta este adevărat? Asta este adevărat. Eu m-am uitat la oră cât a mai rămas pentru a da răspuns. Dați să spunem așa, asta e adevărat. Eu câțiva ani de zile la rând, de când a fost întâlnirea asta, mă gândeam, totuși, o să fie necesar noi lucruri să-l spunem public sau nu? Pentru asta este nevoie și de un pix și o foaie de hârtie, pentru că aici atâtea pași au fost și atâtea manipulări, dar acum mi-am dat seama că ei de atunci spun minciuni. E ca de atunci s-au început cu minciunile și cu manipulările și tot aceleași persoane care acum minciunesc și manipulează. Tot același președinte de parlament, tot același ministru, toți actorii și de atunci au început manipularea până acum. Și iată, cam așa stau lucrurile în privința adevărului, stimați prieteni. Iar sfidarea celor din PAS totuși este inimaginabilă. Stau fermierii și protestează, iar ministrul Bolea merge pe la sărbători în sate. Premierul Răcean îi amenință voalat prin postări sponsorizate și merge iarăși sfidător prin localitățile Moldovei să promoveze referendumul stăpânii sale. 15 februarie, vama Leușeni, Vadim! Da! Ага, да. Au încercat să se ia la harță cu fermierii care au blocat vama, deoarece, spun ei, nu au timp de pierdut, căci au de lucru. Băieți, dragi băieți, de ai voștri își bat joc, de ai noștri își bat joc tot cei pe care noi i-am ales și i-am făcut oameni mari, iar voi dați vină pentru toate tot pe băieții care îi dau bătaie 25 de ore din 24 pe zi? Așa nervi trebuie să aveți când statul vă ține câte 2 săptămâni la coadă în vămile noastre. O veste tristă, neplăcută și care pe mine personal ca cetățean al Republicii Moldova foarte mult m-a indignat, și anume că transportatorii sar la bătaie la colegii mei de la Leușeni care au blocat vama. Mesajul meu către societate și către toți transportatorii: băi fraților,
Mulți din voi mă cunoașteți, azi la mine l-a încărcat. Care agricultor s-a purtat urât cu voi? În Europa nici nu v-ați dat jos din tiruri. Noi nu vă atingem, nu vă tăiem tirurile, vă înțelegem, bine ați venit acasă, vă așteptăm. Voi săriți la bătaie? Când mergeți acasă, tot la fel vă bateți copiii și nevasta? Vă descărcați pe ei? Voi mintim, voi aveți? Dacă era o zăpadă, înconjurați jumătate de Europa. Acum am blocat o vamă și voi ce faceți? În loc să înconjurați 60 km, gata, săriți la bătaie? Voi mintim, voi aveți? Iar ca să le mai ungă ochii, spre după amiază zile de vineri, Dorin Recean a coborât un pic de pe tron ca să se vadă cu agricultorii. Minuni, evident că nu s-au întâmplat. Stimați colegi, noi nu suntem colegi, hai, perioadă, ieșim. Ați văzut, cum am zis, păcazuhă, concret nimic, dar să nu fim noi răi și acuzați. Până marți la 10, o să așteptăm soluțiile de partea guvernului și chiar rog încă o dată, insistent, pe această cale, să vină și președintele Parlamentului. Ca să clarificăm o dată, este posibil de făcut legislativ exact cum a făcut în România? Sau nu este posibil? Pentru că eu n-am auzit acum contra-argumente. Ați văzut, a chemat de diferite ramuri, diferiți invitați ca să vorbească despre tot și despre nimic. Noi vorbim că noi nu avem cu ce ieși în câmp, nu avem bani, nu avem nimic. Noi vorbim ca să fuzionăm bani în sistemul economic al statului, ca statul să încaseze buget, ca noi să acoperim datoriile, ca să supraviețuim, să putem fi competitivi. Dar oamenii ne citesc lecții. Nu suntem noi cei mai răi în țară. Și ca să demonstrăm, acceptăm până marți la ora 10, ca au timp, sâmbătă, duminică, oamenii lucrează, nu ca noi lucrăm. Și cât fermierii stăteau de vorbă cu Recean, polițiștii i-au ridicat mașina agricultorului Sergiu Ștefanco și au dus-o la parcare cu plată pentru că, vezi, doamne, era parcată neregulamentar. Sute de mii de mașini stau astfel parcate în Chișinău, dar ei pe a fermierului curajos au găsit-o. Ei speră că astfel îi vor reduce la tăcere pe fermier, mari proști. Sau se poate dispus și altfel. Hai, spune! Eu mai mari ca ăștia care au venit amul la conducere, n-am văzut în viața mea. Eu mai mari eu nu utilizez video și mai mari ca procurorii ăștia, eu în viața mea n-am văzut. Am parcat-o în spate la Parlament, unii nu încurcă la nimeni. Sunt mii de mașini pe parcat, pot să arăt. La Joli Alon, iată, fix pe drumul ăsta, nu încurcă la nimeni, am luat boxa, să duc boxa. Dă-o minute, au luat-o și-au dus-o, bine. Și apoi că cheamă la calm, la integrare europeană, la referendumuri, bine. Păi suntem un neam de dalbaioși care ne s-o suit cap și duc moldovenii și pleacă capul. Cât poți să răbde când îți bagă mâna în buzunar și-ți ia banii? 800, 1000 de lei, 2000 de lei, 5000 de lei, amenzi, penalități. Ia uite, biznesul procurorilor, hotărârea de guvern al lui Pavel Filip, neanulată de Maia Sandu și care i-am adus la conducere. Că-i drept o soază, unul din fermieri a zis clar, ăștia sunt gay club. Ei nu mai știu să-ți calci cap, să-ți bată joc. Dar cât poți să-ți bagi joc de oameni? Ia-te. O venit, ia uite, le-au pus ca la bandit. Nu, dar dacă nu doveți să vină, și cui în curte? Ia uite ce faci, ia uite cum vin. Hai să căutăm busul. A știi să-l caut, să-i la parcare specială, iar mii de lei. Și uitați-vă, mie, lui Sergiu, la ăștia care protestează împotriva regimului, pas. Ne mai cheamă Maia la consultări ca să și să ne întrebe cât de proști suntem. Da, băi, suntem proști. Proști suntem, că-i tolerăm. Ia uite business-ul cum merge. Auzi, și scrie ăștia gume. 800 de lei deodată îi dai. 800 ca nu-ți o iei. Ca să nu-ți o iei 800 de lei. Sergiu, o dovedit. Concluzia acestui subiect vine de la nimeni altul decât de la însuși ministrul agriculturii, care recunoaște că după peste 3 ani de mandat ai Maia Sandu, după aproape 3 ani de putere absolută a șefii statului cu partidul ei, statul așa și nu a reușit să facă vreun progres. Se pare că e și mai grav decât era. Și statul Republica Moldova nu are nici măcar două canistre în care să-și depozeze motorina, nu că rezerva națională, înțelegeți. Iar punctul l-a pus Maia Sandu. A zis că s-a văzut suficient cu fermierii și nu mai are de ce să se mai vadă odată. Despre
acest protest al fermierilor. Așa cum cunoașteți, m-am întâlnit de nenumărate ori și eu cu fermierii și am discutat și alți reprezentanți ai conducerii țării și știm că sunt probleme, sunt probleme și în Republica Moldova și în alte țări. Mai mult, Sandu a trecut și la amenințări. Eu aș sugera ca guvernul să facă publică lista beneficiarilor de subvenții ca să vadă toată societatea cine și câte subvenții a primit de-a lungul timpului, pentru că acești bani din subvenții nu sunt bani desenați de cineva, sunt banii pe care îi contribuie tot oamenii care muncesc și plătesc, deci plătesc impozite. Doamnă Sandu, dumneavoastră așa diversată sunteți și în acest domeniu încât n-aveți habar de faptul că această listă este publică an de an. Repet, ea se publică oficial an de an pe site-ul AIPA. Ce ați vrut să faceți prin această mișcare? Să-i umiliți pe fermieri în mod public și să provocați societatea contra lor? Rușine, doamnă președinte, aflată la primul mandat. Și sperăm noi la ultimul. Dacă ar dura prostia, s-ar țipa în România. Idioții fără vină și cretini licențiați, vă dați premii, bani și case, între voi vă lăudați. Andreea de submarin, ești de acolo să vezi din oaie verde și o ceapă. Dacă aș avea o țeapă, să o-nfic unde vă doare. Dă-mi șor și dă-mi șoare. Da, da,